Recunosc că am urmărit cu atenție și toate zicerile publice din ultima săptămână de când s-a depus moțiunea de cenzură și cu și mai mare atenție ce s-a rostit astăzi aici, de la acest microfon. Eu îmi păstrez abordarea a dialogului, nu vreau să cer pe nimeni, numai încerc în niște limite să constat câteva lucruri. În primul rând, din fericire pentru poporul român, Caragiale încă n-a murit. Și asta este important pentru că este vorba de spiritualitatea noastră. Am văzut de asemenea foarte multe acuzații, chiar reciproce. Am văzut ieșiri publice în care s-au folosit cuvinte care nu au ce să caute în limbajul unui parlamentar sau unor parlamentari, indiferent că e domn sau doamnă, care mai au și pretenția să vorbească despre un nivel ridicat de civilizație în politica românească. Am văzut astăzi aici, recunosc cu foarte mare mirare, certuri între cei care susțin moțiunea de cenzură. Se ceartă între ei. Am văzut poziții referitoare la faptul că nu sunt de acord cu textul moțiunii, nu sunt de acord cu faptul că s-a depus, se și ceartă între ei că de ce a fost depusă, că n-a fost experiență, că n-au avut strategie, dar o votează prin definiție. Am constatat, fără patimă, în discursul domnului președinte de la UDMR, că ar fi fost mult mai bine ca textul moțiunii să cuprindă critici la adresa guvernării, care este foarte proastă. În același timp au zis că să nu cumva să apară răzbunări. Dar ce răzbunări să apară? Asta chiar n-am înțeles. Am fost foarte atent, n-am înțeles exact dacă atunci când critica guvernarea acum câteva minute aici, se referea la toți cei care sunt în guvernare, în actul de guvernare, sau cu excepția membrilor UDMR care încă ocupă posturi importante în structurile guvernamentale. Asta era singura întrebare la care pot primi răspuns sau nu. Bineînțeles că nu are nicio legătură cu o eventuală răzbunare. Sunt oameni care își fac treaba foarte bine. Se pare că sunt singuri, din păcate. Stimați colegi, am fost criticați că suntem prezenți și nu votăm. Eu înțeleg ceva, când cineva pornește o acțiune, înseamnă că are și oamenii necesari pentru a susține acea acțiune. Adică ți-ai făcut un calcul și știi că ai numărul de voturi suficient ca să treacă moțiunea, ai și echipa guvernamentală care să vină imediat după ce pică guvernul respectiv, ai și propunere de prim-ministru ca să arăți țării întregi și nu numai țării, și partenerilor noștri strategici cu care toți vreți să vă aveți bine, că de a doua zi România nu intră într-o aventură, fără niciun orizont, într-o zonă de instabilitate. Nu. Susțineți-ne nouă moțiunea de cenzură, că avem noi o chestiune personală cu Victor Ponta și vedem ce facem de a doua zi. Așa ceva nu se face. E ca și cum ne-aș cere nouă, pe de o parte, să vă aducem parlamentar să vă susțină această acțiune, iar pe de altă parte să aducem niște cetățeni, membrii de-ai noștri eventual, ca să vă mărească rândurile de la meeting. Așa ceva nu se poate face. Și nu o spun cu rea credință. De cât mă mir, de unde brusc a apărut această lipsă de experiență politică și de viziune politică. În final, după discuțiile de astăzi, după împunsături reciproce, jigniri reciproce, vreau să vă dau o veste foarte bună. De mâine, noi avem de discutat despre soarta TVR-ului, despre legea salarizării bugetarilor, despre legea bugetului, despre legea achizițiilor publice și alte legi importante pe care, într-adevăr, cetățenii, despre care vorbiți toți, așteaptă cu interes să le adoptăm într-o largă... Liviu Dragnea, președintele interimar PSD...